Nu! Bă, aia a fost la limită, frate. Înainte să înceapă videoclipul, vă rețin două minuțele pentru a vă prezenta noi noștri parteneri și anume cei de la Eneba, oameni buni. Dacă cumva sunteți în căutare de jocuri foarte ieftine, cum ar fi Euro Truck Simulator 2 la doar 8 euro, frate, de la 20 de euro. Ei bine, site-ul Eneba este site-ul potrivit pentru voi. Aveți aici cele mai ieftine jocuri pe Steam, cum ar fi Dead by Daylight. Vedeți că avem aici la 8,49 euro sau la 4,90 euro. De la 20 de euro sunt jocuri foarte ieftine. Site-ul este legit 100%. Am mai fost promovat în orice caz și de alți youtuberi, deci nu este schem în orice caz. Site-ul arată foarte bine și vă recomand. Aveți în descriere link-urile către site dacă vreți să vă duceți să vă cumpărați jocuri ieftine. Ia uitați, avem și PUBG Mobile, Coins, toate nebunile. Avem, cred că este și Minecraft pe site-ul ăsta. Da, uitați-vă, de la 24 de ore o reducere la 19,47. Eu zic că e destul de decentă pentru un CD key de Minecraft. Dar din nou, reducerea asta, frate. Da, avem și Fortnite. Văd că e un DLC la 4,38 euro, cel mai mic preț, pentru că site-ul acesta pe asta se bazează, cele mai mici preț la cele mai șmecheri jocuri. Pur și simplu, mie mi se pare super șmecher site-ul. Din nou, aveți link-ul în descriere. Uitați, puteți să vă cumpărați și DLC-uri, V-Bucks pe Fortnite, dar și jocuri foarte, foarte, foarte ieftine. Eu cred că am să mă gândesc să-mi cumpăr Euro Truck Simulator-ul la 4,64 euro de la 20 de euro, frate. Adică, bă, mie mi se pare o reducere destul de bună. Este cheie digitală pentru Steam, deci totul este legit. Așa că, fără nicio fel de adăugare, haideți să trecem la videoclip. Aveți link-urile în descriere și haideți să începem videoclipul. Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou videoclip de Brawl Stars. Oameni buni, aici alături de un invitat special. Suntem aici alături de Mihăiță Gaming, oameni buni. Chiar în persoană. Chiar în persoană, oameni buni, copilul toxic. Ce mai faci, mă, Mihăiță? Cum a fost astăzi la grădiniță? Ia spune. Deci m-am antrenat de 2 săptămâni, sunt gata să te distrug. Aha, deci ești gata să mă distrugi. Băi, frate, data trecută ți-ai cam luat bătaie la 1v1, așa că cred că se va întâmpla aceeași chestie și astăzi. Tu ce zici? O șansă nu ai, am luat brawlerul ăsta acum din cutie, nici nu știu ce faci, să dau să te bat cu el de mamă. Da, da, frate, ai complet dreptate. Oameni buni, acum vreți episoade în continuare, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem la acest clip peste. Ia zi-mă, Mihăiță, câte like-uri vrei la clipul ăsta, că totuși ești un om de valoare, adică să fim serioși. 15.000 de like-uri pentru mine. Cât, mă? 15.000? Bă, cred că tu nu te auzi. Hai să strângem, oameni buni, 5.000 de like-uri. Cred că putem. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, like, send, tigre, cât să vă alăturați canalului. Și băi, Mihăiță, ce brawler ți-ai luat de acolo din box? Că n-am înțeles, ce brawler ai primit? Nu se știe, am înțeles. A trebuit să afli. Bine, hai să vedem cu ce joc și eu, că... Na, hai să te bat așa mai ușor, hai că începem ceva cu ceva așa mai casual. Mamă, dar stai că nu știu ce map am băgat. Hai că ne batem pe gem grab. Sau, ba nu, ăsta e bounty, e bounty. Ok, ia, cu ce te joci tu acolo? Ia vino ca să-l vezi. Ia. Bă, what the fuck? De unde l-ai tu pe Gale? De unde l-am? Bă, de unde l-ai tu pe Gale? Stai puțin. What? Bă, de unde l-ai pe Gale? De unde l-ai pe Gale? L-am luat acum din... Nu pot să cred, nu pot să cred că l-ai luat pe Gale din box. Nu pot să cred. L-am, easy. Bă, nu pot să cred. Bă, nici măcar eu nu l-am pe Gale, what? Bă, n-ai tu nimic, că tu ești slab. Bă, tu chiar l-ai luat din box acum? Da, dintr-un free de la de pe shop. What? Bă, băi, și mie, și eu mă chinui să mai împici o legendară de atâta timp și omul meu l-are pe Gale. Ia vino. Ai gen 10 trofei sau câte trofei ai? Am, eu sunt mai bun, sunt cel mai bun jucător. A, păi bă, să te cam detronez, bro. Nu știu, mamă, bă. Oricum, jucăm primul, facem primul la 3. Deci cine ajunge primul la 3 câștigă, da? Acum cred că o să te las meciul ăsta. O să te las meciul ăsta. Ia. A! Ok, ok, fugim. Ia de aici, nu fugim. Vino cu a. Și l-am desfințat, boys. L-am desfințat pe băiat. Atunci am să stau ascuns în bază pentru că am ostea peste tine. Easy spuse el. Bă, what? Unde ești? Ce mărlan se ascunde. O să-ți fac ceva la ce nu te aștepți. Mamă, bă, dar ce ultima ta, mă? Ești de mână, dai cu... Hai, nu, nu cred. Nu cred că pierd. Fira. Bă, dar de unde? Te las, bă, să mă omor. Ok, ia.
slabule. Ce slab și ești. Și tot eu la 7. Mamă. Da, mă, deci m-a bătut primul meci Miiță, n-am ce spune. Aia e. Nu cred. Nu. Nu, puteam să te bat acolo, ești nebun. Bă, ok, deci m-a bătut primul meci Miiță. Bă, dar de unde? Deci omul, la omul meu a picat ghil. Deci cum, efectiv? Explică-mi. Cum? Păi, na, se ia după față. A, după skill. Da, după față, spuse Miiță. Ok, boys. Hai să vedem cu ce să continuăm. Ia să vedem ce aș putea să mai în continuare. Ia să joc și eu cu asta, mă, că n-am mai jucat de mult cu Jackie. Mamă, și-a luat-o pe PM, ești de bun. Nu e ok. Nu e ok. Ei, da, bă, da. Tu ești. Da, nu vine să cred efectiv că ți-a picat fucking Gale. O, bă, calmează-te, ești nebun. Am luat steaua și am picat. O să trag de steaua asta tot meciul. Tot meciul o să trag de steaua asta. N-ai nicio șansă, bă, Mihăiță. Ce slab. Oh, ok, am dat ceva de minge acolo. Nice. Hai. Mamă, double damage. Am dat și la chestia aia și am dat și lui. Hai, mă, Mihăiță, hai. Bam. Ușor. Easy and fresh, slab, boys. Mamă, și îmi place cum s-a decorat aici. Îmi place că am intrat în tematica de Crăciun, boys. Vedeți că cei de la Brawl Stars... Hai, mă! Nu! What? What? Hai, mă, glumești! Bă, glumești cu mine! Uitați-vă cât de șmecher arată harta, băiți, de Crăciun, frumos, ați văzut că și lobby-ul e de Crăciun. Eu am mai fost de Crăciun, ușor, se apropie Moș Crăciun. Ia zi, bă, Mihăiță, ce vrei de la Moș Crăciun? Să-ți mai dai ție niște skill, că... Mamă, și ție niște creier, bă, Mihăiță! Niște creier! Cred că tu ți-ar strica. Mamă, m-a spart Mihăiță Gaming. Nu. Prea ușor, bă, prea ușor. Aveai scutul ăla de la spate. N-aveam niciun scut, bro, n-aveam niciun scut. Tot slabi. Lăsați comentarii, aveam scut sau nu? Eu zic că n-aveam. Nu, încă. Nu vin, bro, hai, vino tu după mine. Că tu ești... 30 de secunde. Oh, da, boys. We are gonna make... da, English, please. We are making it. Nu, fugi. Bada. Fugi. Nu cred. Nu pot să cred. Slab. Boys, ce a fost asta? Ești nebun. Ok. Știi ceva? Eu vreau să trecem la ceva mai tryhard, bă, frate. Îi dăm solo showdown și începi direct showdown-ul, adică o să fim decât noi doi. Și hai să vedem. Deci trebuie să te bat, că dacă mai ia Mihăiță o rundă, s-a terminat, m-a bătut de tot, că facem primul la 3. Deci e direct showdown, boys. Am scos toți boții și e direct showdown. Mamă, ești demon. Aolo, bă, iarăși Gailus. Vezi că am skin-ul meu pe Colt. Hai Mihăiță, trebuie să câștig, că dacă băieți mai-mi iau o rundă s-a dus episodul și nu e bine. Nu. Slab. Nu! Dacă... Nu! Easy. Nu! Hai, vină încă. Nu! Nu, bă, ce prost! Nu, o să mor! Nu! Ia, vină tu încă. Yes, boys, bine! Bine, nu rău! Cred. Ai, bro! 2 la 1, hai să vedem că ușor! Hai, măi, mai dăm una de showdown, că îmi place, ești nebun, că ne mișcăm repede așa. Hai să vedem cu cine să joc. Mamă, joc cu asta, ești nebun. Dă-i! Hai să vedem, sucuriți pe cine și-a luat. Ia. Dar nu mi-arată. Showdown! Iarăși pe Gale-ul, bătrânus! Nu, prea ușor. Bă, e foarte corect. 2 la 2, boys. Cum a fost acest comeback? Acum, oameni buni, este decisiva. Cine câștigă meciul ăsta a câștigat de tot. Mihăiță, ești gata sau nu? Da, sunt gata să câștig. Ok, îi dăm showdown sau îi dăm un bounty așa, ultimul meci? Zi. Showdown. Mamă, păi mergi la risc, Mihăiță. Bine, hai să vedem, mergem la risc. Showdown cu boți. Cu boți? Păi n-avem cum cu boți, Mihăiță. N-avem cum. Da? N-avem cum cu boți. A, bine. N-avem cum. Hai să vedem, decisiva, let's go.
Mamă, ce o să fie o nebunie aici, nebun. Hai să vedem. Bine, tot showdown cu boss mă joc, da? Mă rog. Aolo, bă, dar iarăși Gale, bă, dar tu nu te mai saturi, nu te mai satură Dumnezeu. Iau eu boxul ăsta. Nu mă, băi, zice bătălia finală și mi-e frică că mi-o dă fraierul ăsta. Aaaa, ce catapulte nebune folosește el, bă, că el e insane. El e crazy. Mamă, deci nu trebuie să pierd meciul ăsta, băieți. N-am voie să-l pierd. Nu! Bă, aia a fost la limită, frate. Aia a fost la limită. Nici la limită, lejer. Da, boys, am fost bătut 3-2 pentru Mieiță Gaming. Aia e, băieți. Băi, cam atunci cu acest episod. Eu am fost excelent, sper că v-a plăcut. Mieiță Gaming, felicitări, m-ai bătut, dar, frate, nu e corect, pentru că tu l-ai pe Easy, game. Campionul ăsta e pentru mine. Ia uite, ia uitați, el e în grupul, el e în clanul băjiții 8-a A, a 8-a A. Deci el clasa 8-a. Așa e Mihaiță, ești clasa 8-a? Nu, nu. Ai, tu ești la facultate. La facultate. Ah, la Harvard, baftă cu studiile, bro. Da, deci bă băieți, cam atunci cu acest episod. Eu am fost Selon, iar nu-i sigur că ne vedem data viitoare. Pa, pa.